să urmăr. Uite ceasul. Pe piață. Hața. Am dat-o niște palmieri pe aici. Vă arăt așa câteva imagini în Breaking News. Am ajuns, ne-am cazat, ca să zic așa. Am ales și noi două, trei șezlonguri de-astea. Și stăm fix lângă piscina asta cu bar, că e mai ok, adică mai servești ceva, mai stai ușor, mai... Știi ce zic? Ai și priveliște frumoasă dacă vrei să te retragi un pic pentru ședința de shooting. Haideți să vă arăt. Uite aici, de exemplu, vă puteți trage câteva poze. Și aici, știi, te bagi acolo jos, te întinzi și îți faci câteva poze pe șezlongurile astea, dar nu știe nici mutul, nici pământul de tine. Și ce zic? S-au aburit astea, bă, frate. Stați așa să mă din un pic. Ai de cap. Ioi. Zici că ești în altă lume, bă, frate. Cam așa arată. Destul de aglomerat în prima fază la Galaxy, destul de aglomerat în fața acolo. Dar pe spate aici întotdeauna găsești gol dacă vrei să te retragi ușor, să stai și tu câteva ore să te relaxezi. Eu zic că aici e cel mai ok. Mhm. Stați. Wow. Imagini soccer, man. Piscina e un pic cam aglomerată la ora asta. Deci bag de seamă că la 10 s-a deschis, noi am ajuns la 10 fără 5. Nu știu, cred că lumea e după la 6-7 aici. Altfel nu-mi explic. Nu-mi explic. Atmosfera incendiară, dragilor. Și vă las în compania muzicii. Ai poate mi-au copyright, așa că trebuie să închid. Vă pup. Hața. Să vă iau un pic așa până învăluire. Oh, uite, băi, să mă duc pic. Uitați, verdeață aici, câteva poze aici, ar merge, a? Shooting. Dăm drumul la ședința de poze, mai târziu. Să mă bag un pic la relaxare, poate mai târziu. Și că îi dai cu brățărica acolo și te încarcă, știi ce zic? Te încarcă definitiv. O să trebuiască să închid, că mă duc și la baie cu socrul meu. Și știi ce zic? Hagicane, dă-te încoa. Dă-te roată, giguță. Uite aici trebuia să stăm. Putem să ne băgăm și aici, mă. E frumos aici. Hă? Să venim de acolo? Piscina de afară.
Ești cine? Ești cine? O să dăm nimeni pe tobogane. După cum se poate observa, s-a cam aglomerat. Dar atmosfera este superbă. Au. Au, au, au. Ieșim și noi afară. La minus 6 grade. Ieșim un pic. Au! Hai că ne ia frigul, frații! Cam ăsta e peisajul. Aici o să venim să mâncăm. Acolo e plaja vara, da? Ca să înțelegeți. Cât de frumos poate să fie vara. Ia uitați. Hața, 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 hața. Să vă relaxați și voi un pic. Vă trag câteva cadre de-astea frumoase. Mi-a crescut palmier în living. Au. Nu știu dacă e frig afară, dar se anunță minus 6 grade. Iar aici este așa, nu știu, cald și bine. Da, vă recomand ce să mai...
fără Caterinca, fără glumă. Vă recomand să veniți măcar o dată pe an, știi? Dacă nu, o dată pe lună, n-aveți ce să pierdeți. Un loc extraordinar. Urmează să mergem pe tobogane, dar nu mă lasă să filmez cu GoPro. I-am spus că e subatlatic, că n-are nicio treabă, dar nu. Drept urmare, asta-i. Bă, ce frumos sunt palmierii ăștia. Să trag câteva poze pe aici? Hă? O să trag. A ieșit și soarele, din păcate. Nu mă mai înțeleg cu florile astea exotice. Tropicale. Sper să nu iau copyright pentru că se aude ceva muzică pe fundal, nu? Dar nu cred că o să iau. Deși este soare afară, să știți că este destul de frig în capitală. Bine, aici în Balotești. Multă, foarte, foarte multă lume. Bine, fiind și sâmbătă, poate că mulți au ales să își petreacă timpul liber la piscină, da? Ia uite cât de frumos. Nu uitați voi să vă abonați, să lăsați un like și să subscribe dacă vă place. Da, să rupeți butonul ăla de like. Să vă mai trag câteva cadre de astea frumoase. Nu mai înțeleg cu palmierii ăștia frumoși. Asta zic, boys. Asta zic. Până data viitoare, vă las să admirați peisajele astea frumoase. Ați. Ce pus să bată vântul pe aici, pe la mine. Adie vântul, așa. Și-a plecat puiuțul, fiți atenți. A venit masa, cam așa arată. Ca să aveți idee, cam ce văd. Dacă veniți să comandați. Da. Să auzi, să știi o chestie că nu e mult. Două persoane, 50 de euro. Să fie mult. Părerea mea. Gitanul își face salata, a plecat puiuțul. A plecat puiuțul. Da. Eu n-am zis așa că el. Fă-mi și mie salata asta, te rog. Așa, mami. Bebe, vezi că ți-a căzut. Bun. A plecat puiuțul la cicanul. Să vă rapim, îl mâncăm. Îl mâncăm pe ponton.
pe ponton. O fi frig afară? Minus 6 grade? E un pic friguleț așa, dar... Ce să zic? Să avem poftă și revenim. Vom mai fac câteva cadre după la piscină. Am comandat un pic de curcan de ăsta. Uitați-vă și voi cum arată. Asta zic. Se putea și mai bine, da. E bine. Dragilor, am mâncat mai bine ca la nunta lui soacră mea. La nunta la soacră mea, nici pui nu avea. Mâncam numai cartofi cu jumări. Da, ca o glumă, ca o paranteză. Deci, să vă spun așa, o paranteză, 86-87 de lei, da? O notă frumoasă. București Terme, da? Noi, că rămâne, n-ai ce să, cât să mănânci pe mâncare. Tu ai venit să faci o băiță, să te dai de două ori pe tobogane, să stai un pic pe la palmieri și să te unghi un pic palmierul așa pe cap și te duci acasă, că n-ai ce să. Cât să. Ia uitați-vă și mai, mai rămâne, mai. Ce să. Vă bu. Să mai trag și eu câteva cadre așa frumoase. Pe parchetul ăsta splendid. Pe marmura asta frumoasă. A ieșit soarta. Totuși e frig așa, știi? Am ieșit afară în piscina aia și era frigălău. Friguț, era friguț. Petalele de la Taudin. Dragilor, cam așa arată. Palmierii mă mângâie pe cap. Îl ridicăm de aici, nu? Îl ridicăm de spate, o, frumuseți. Ați! Aia, vine aer. E altceva. Da, mă, da. E bine, ia să vedem ce-i pe spate. Pe spate cu vioara, cine e? La filaj. Stăm pe filaj. Nu e
voi până una alta să vă abonați, să lăsați un like, share, subscribe pentru încurajare și pentru susținere, da? Dacă v-a plăcut. Și vă recomand tuturor să veniți, n-aveți ce să pierdeți. N-aveți nimic de pierdut. Dar până una alta, rupeți butonul de like, da? Insist. Pentru peisajele astea frumoase pe care vi le arăt. Wow! Asta e așa. Asta al meu se face pe telescopică. Am și uitat că e. Sper să nu mi-au copyright de la muzica asta, se aude niște muzică pe fundal, nu știu dacă o auziți, dar e totuși muzică pe fundal, se aude în boxe. Adică ambient așa, știi ce zic? Gicani! Sau câți? Gicani! M-am întins un pic aici. Nu știu dacă vedeți, dar m-am întins un pic pe pernele astea. Asta zic. Destul de mare șezlongul pentru 2-3 persoane cu copilul cu alea. Vezi că e ce trebuie. Vezi că e ce trebuie. Vezi că e ce trebuie, prietenași. Vezi că e ce trebuie. După masă copioasă, cum se zice? Un somn liniștitor sau cum? Vreți să vă mai reamintesc? Să vă reamintesc ce aveți de făcut? Like și subscribe, da? Se mișcă mai greu sau vreme, nu știu. Nu mai ești el tânăr. Asta e bine. Hai, Gicane! Lipai, 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 lipai. Hai că vine. Fă, fă, fratele vostru.
de lume, băi, frate. Da, cam atât. Pentru asta am fost și noi un pic să ne relaxăm. Vă pupă frasele vostru. Vă mai trag ultimele cadre. Să le vedeți și voi așa. Asta zic. Asta zic, boys. Asta zic. Oh my god. Băi, nu poate omul să... Nu mai găsesc mașina, mă, ești nebun? 7000 de rânduri, 7000 de dale. Ia și caută, mă. Ia și caută, păi interzis, mă. Ia și caută. A, gata, pe 11.